În videoul de astăzi urmează să vindem două mașini, pentru că de câteva luni pur și simplu am cumpărat mașini fără să stau să mă mai gândesc dacă am ce face cu ele și ce fac cu alea pe care le-am deja. De asta, în momentul de față, avem Taycan-ul pe care îl folosesc ca și daily car și pe care mă gândesc să-l schimb pe viitor cu un Tesla Model 3, să fie de vreo 3-4 ori mai ieftin, să facă cam aceeași treabă. Mai avem Rolls-ul pe care îl folosesc în weekend, Porsche Cayenne-ul care este mașina lui Danny și nu eu cer, merge ea cu ea când vrea, G-Class-ul și M4 140-ul. Cu mașinile astea două nu am mai mers aproape deloc. Pe mine mă sâchea foarte, foarte rău pe creier, că avea niște jante foarte urâte pe 17 inch cu niște cauciucuri foarte mari, așa că m-a împins dracu să cumpăr aceste jante BMW M Performance forjate la un preț foarte mare. Nu mai vreau să vorbesc despre asta. Mi se pare cea mai proastă decizie financiară pe care am luat-o vreodată, să cumpăr aceste jante. Și nu neapărat că n-ar fi ele frumoase, ci pentru că am făcut 200 de kilometri de când le-am luat. Jantele sunt noi nouțe, cauciucurile sunt noi nouțe, că am luat cauciucuri noi, că nu cumva să bine, l-am luat cauciucuri de vară iarna și de-aia n-am mers cu ele. Acum când e vremea frumoasă, sunt nevoit să vând mașina. Și la pachet cu seria 4 va trebui să vând și G-Class-ul, pentru că urmează un proiect super, super mare pe care vreau să-l fac cu Mobile Fox. Așa că dacă sunteți creator de conținut și sunteți curioși cum puteți face niște bani în plus din conținutul pe care îl faceți deja lunar, rămâneți până mai încolo, că o să vă explic ce vreau să fac cu banii pe care îi primesc din vânzarea celor două mașini. Ia uite-l, BMW Cabrio M4 40. Cabrio are, cred că, 15.000 de kilometri, este în garanție până în 2027. Colantul se poate decolanta, nu e nicio problemă. Tu zici seama cu aia că ți-ai uitat portofelul în mașina asta două luni? În asta era sau în G-Class? În asta era. În asta. Asta e altă problemă, că având foarte multe mașini, clar, vă dați și voi seama că nu am timp să le conduc pe toate, pentru că, oricum, este impractic. Adică țin o mașină în fața casei pe care o conduc de zi cu zi și restul, practic, le folosesc să fac videoclipuri cu ele. Hai să luăm și un cold start. N-a fost prea constant. Avem camere 360. Aveți, vă dați în descriere și vlogul când am cumpărat-o, că am prezentat acolo. Opa, mă trage în spate. Am prezentat acolo ce opțiune are. Bă, mașina chiar e șmecheră, dar pur și simplu nu mi se pare că mai are sens în garajul meu și de-aia m-am hotărât să o vând. Ce ai zis? E electrică? Nu e electrică, ia uite-o. Bă, s-a auzit, ceva, da. Ce dilău ești. Mă lași, dau și-o... Nu, lasă așa. Șmecherie, asta are motor 3000, 300 și ceva de cai, 394, 74, ceva de genul. Și este hibridă, ceea ce înseamnă că nu te arde la impozit. Feeling-ul de mașină decapotabilă e faină. Auziși? Am auzit, dar o fupt așa un pic. Asta e șmecher, care are popsuri și de-astea din fabrică. Adică, chiar dacă ai garanție, tot poți să te distrezi cu ea. Vezi că se aude, mă! Bă, e stoc. Ia uite, are și cameră 360, foarte bună de parcat dacă o vrea să o cumpere o fată. Bine, dacă vrea să o cumpere o fată, mă ofer eu să o colantez roz din partea mea. Bun, și fii atent, schemă, de ce mi se pare mie folositoare mașina asta. Ia uite cât de ușor intru. Bă, mă doare la p***a. Acum vine scaunul înapoi. Asta e mai tare la seria 4 versus seria 6 și 8, că ai mai mult loc în spate. La ăla, la terminatul la mașină, simt că trebuie să-mi tai vârfurile de la degete ca să mă urc în spate. Trebuie să-i facem acum prima revizie. N-am timp să merg să o fac, așa că negociem la preț să meargă cumpărătorul să o facă. Mașina este fix de astăzi la vânzare, la prețul de 60.000 de euro negociabil. Ideea e că eu vreau să o dau într-o zi ca să încep proiectul cu Mobile Fox-ul. Primul care vine cu banii a luat mașina. Dacă n-ai toți banii, dacă ai, nu știu, 2.000 de euro, vii și negociem. Poate să o las la 2.000 de euro. Nu, las la 2.000 de euro. Nu sunați la număr degeaba, că nu este numărul meu și o să vă înjure și o să vă facă citație la poliție și toate chestiile astea. Se capotează full din cheie. Lucru care pe Audi nu merge, pe Mercedes mi se pare că nu merge, numai la BMW șmecheria asta mergea și pe seria 1. Și ăsta este G-Wagon-ul. Bă, mașina asta a fost mașina mea preferată pentru foarte mult timp. Din păcate, nu am mai condus-o așa de des pentru că pasiunea mea a rămas la Taycan-ul, mașina electrică. E mult mai ieftină de condus, e mult mai toate astea, dar nu există nicio mașină care să atragă priviri la fel ca G-ul ăsta. Se aude așa când închizi ușile. Păi apoi zici, don't worry, it's a G-Class. E vorba de un G-Class, cred că din anul 2016, pe care i-am pus eu un body kit Zbrabus. Mi se pare că mașina arată de
10 milioane de ori mai bine acum decât arăta înainte. Am luat jantele cu cauciucuri Pirelli P0, au fost foarte scumpe și i-am pus un interior custom alb, volanul este alb, scaunele sunt albe, am pus aici Alcantara că nu avea Alcantara, are trapă, i-am pus o tabletă cu CarPlay, dar acum e oprită mașina, 165.562 de kilometri. Ideea e că are motor diesel, ceea ce o face să fie puțin mai economică la condus, ține mai mult motorul, dar dacă vrei să se audă mașina, ei bine, avem evacuarea de la Max House, care se aude fix așa. Poți să o setezi să se audă cum vrei tu, e acolo aplicația, e toate nebunelile alea. De ce am luat modelul ăsta? Ei bine, mi s-a părut puțin mai interesant decât cel nou, pentru că se conduce diferit. Simți că conduci o mașină care este diferită de toate celelalte. Modelul nou este ca cam toate celelalte mașini noi, direcția e la fel ca la toate mașinile noi. În schimb, la asta este puțin diferit, este mai agale. Mașina asta e bună și de off-road, deși nu cred că o să dea nimeni ația bani ca să o ia pe off-road. Asta e mașina, se duci cu ea la mall, deși aveți grijă că în anumite parcări nu încape, că este mai înaltă decât aproape orice mașină. Au fost băgați foarte mulți bani în ea, dar sincer să fiu, simt că mai mult i-am băgat pentru amorul artei mele, adică pentru sufletul meu, deci nu mă aștept ca cineva să-mi plătească toți banii. Cu tot cu toate investițiile pe care le-am făcut în mașină și prețul mașinii, proiectul ăsta ajunge undeva pe la 100.000 de euro, dar nu o să o pun la banii ăștia, pentru că vreau să o dau repede ca să încep proiectul Mobil Fox. Dacă sunteți curioși, o să o pun la 80.000 de euro negociabil. Dacă mai are o treabă, o alta care nu vă convine, vă mai scad din preț, nicio problemă. Regula este exact aceeași: primul care vine cu banii, dacă ai venit cu 79.000 și ești primul care a venit, o iei. O să-i ofere și garanție la mașină. Mașina a avut asigurare de când am luat-o până acum. Bine, cred că o să o închei după ce vând mașina, logic, o să plătesc eu în considerare asigurarea casco. Asta e mașina, mie mi se pare faină, dar de afară se înțelege cel mai bine. Așa arată mașina, v-am spus, după părerea mea este singura mașină care este cu adevărat diferită de absolut orice altceva vezi pe străzi. Am adus mașinile la parc să le punem la vânzare, le găsiți la CNC Automobile. O să vă las și un link în descriere dacă sunteți curioși de ele, să le vedeți așa în poze. Dacă vreți să vindeți o mașină sau să cumpărați, eu vă recomand neapărat să o verificați înainte pe Car Vertical, pentru că n-ați vrea să aveți surprize neplăcute cu o mașină. Avem aici raportul de la M4, 40, și din câte vedeți, 0 daune, 0 probleme, tot raportul este verde, 15.000 de kilometri, prețul negociabil, câți bani aveți, veniți că eu vreau să le dau repede. Cine vine cu cei mai mulți bani ăla ia mașina, nu contează cât se strâng. Mai avem aici G-Class-ul care ne apare în raportul Car Vertical chiar înainte să fie colantat. Deci nu prea cred că puteți să-l comparați cum arăta înainte versus cum arată acum. Mai are și pachetul de sunet, mai are și pachetul ăsta Zbrabus, doar optic, că nu i-am făcut nimic pe la motor. Se vede aici că kilometrii nu sunt dați înapoi și când vine vorba de daune, a avut două, una de 2.600 de lei și una de 6.400 de lei. Este vorba de o revopsire și de un parbriz schimbat. Uitați, vede aici nouăle, pentru că parbrizul a fost schimbat în anul 2019. Eu te mai avea aici tableta aia veche, oribilă, nu se compară. Dacă vreți să vă cumpărați mașina, știți unde să o găsiți. Și dacă vreți să vă cumpărați altă mașină, nu uitați să o verificați înainte. Vă las linkul de la Car Vertical în primul comentariu. Intrați acolo, băgați seria de șasiu și vă arată tot istoricul mașinii. Și dacă vreți să verificați o mașină mai târziu, țineți minte codul ZBUR, că vă dă 20% reducere dacă vreți să verificați mai târziu o mașină. Haideți să vă spun de ce trebuie să le vând și ce vreau să fac cu banii. De ce vând mașinile astea două? Pentru că urmează să investim 100.000 de euro în Mobil Fox Creator Fund. Și ce este acest Creator Fund? Practic este modalitatea noastră să răsplătim alți creatori de conținut care vor să promoveze brandul Mobil Fox. Cumva acum e suportă Creator pe Fortnite, dar asta e mai mult cu huse, nu e cu jocuri video. Husele se vând și de una și de alta, dar dacă tu ești un creator de conținut și ai oameni care te urmăresc și ei vor să folosească codul tău, tu o să primești un comision pentru fiecare vânzare care este făcută cu codul tău. O să las linkul în descriere pentru cine este interesat, puteți să aplicați acolo și în următoarele zile o să ne uităm printre ele, o să le sortăm și o să acceptăm un program pe cine se potrivește cu ce vrem noi să facem. Și în total, în etapa beta acestui Creator Fund, vom împărți 100.000 de euro între creatorii ce se înscriu în el, în funcție de performanțele pe care le are fiecare. Și m-am gândit să fac treaba asta pentru că am fost și eu la început cu online-ul și știu cât de greu este să ajungi să ai colaborări cu branduri ca content creator, pentru că majoritatea chestiilor ăstora se fac prin agenții, prin manager, prin pile, prin anumite chestii ca să poți să ajungi să fii plătit pentru reclamă. Și mă gândesc că foarte mulți dintre creatorii de conținut ce sunt la început au foarte mult content, poate fac și foarte multe vizualizări, dar au un loc liber în care putea să fie o reclamă. Și cum TikTok-ul nu te lasă să monetizezi, Instagram-ul nu te lasă să monetizezi,
tu dacă valorifici slotul ăla de reclamă pe care l-ai liber cu Creator Fund-ul, tu poți astfel să-ți monetizezi conținutul pe care îl faci deja. Și nu trebuie să faci cine știe ce reclamă, știe deja toată lumea că astea sunt cele mai rezistente huse de pe piață, poți pur și simplu să informezi urmăritorii tăi despre codul tău și dacă cineva vrea să-și cumpere o husă, poate să folosească codul ăla, îi dă o reducere și primești tu un comision. Și treaba asta poți face direct tu dacă te înscrii, nu-ți trebuie manager, nu-ți trebuie agenții, nu trebuie să treacă banii prin 100.000 de mâini, nu trebuie să ai o pilă la ăla ca să te bage. Uite, de exemplu, probabil ați observat că eu beam acum o cola, dar cola nu mi-a dat nici bani pe reclama asta, așa că pot zic că iar să mă lovești retardatele. În Creator Fund-ul ăsta îți faci un cont pe Shopify, te conectezi acolo cu Instagram ca să putem să vedem și noi cu cine ar trebui să lucrăm și dacă te potrivești cu programul, o să fii acceptat în el. Pe lângă asta, poți să-ți retragi banii pe care ai câștigat în orice zi vrei tu. Singurul cooldown este de 30 de zile, pentru că asta este perioada în care un om poate să returneze husa și dacă omul și-a returnat husa, eu nu pot să plătesc comisionul și după aceea îți dau și banii înapoi pe husă, că ies în 100% pierdere. Pe lângă banii pe care poți să-i câștigi direct din comision, o să avem în fiecare lună un clasament cu cei mai buni creatori de conținut. Și dacă te situezi pe locul întâi, în prima lună o să avem un premiu de 10.000 de lei, adică 2.000 de euro. Cine este pe locul întâi o să primească premiul ăsta. Urmând ca în lunile următoare, dacă proiectul merge bine și nu renunțăm la el, să mărim premiul din ce în ce mai mult. În program o să fie anumite nivele sau, mă rog, tiere în care o să ai anumite beneficii la un program. După aia, dacă crești la tierul următor, o să primești mai multe beneficii, o să primești cadouri de la MobileFox, o să primești huse gratis, că da, ai nevoie de huse ca să poți să le promovezi. Deci dacă ești creator de conținut sau ești chiar la început și vrei să lucrezi cu MobileFox, intră pe linkul din descriere, fă-ți cont pe Shopify și aplică la MobileFox Creator Fund.